95 de cadre didactice la plata cu ora pensionare avem, dintre care majoritatea în cei 3 ani legali pe care îi pot avea după ce se pensionează, dar și câțiva care depășesc vârsta de 70 de ani. E mult, e puțin? E foarte mult, pentru că plata celor 95 de profesori pensionari poate să asigure plata a cel puțin 150 de debutanți. Și vă gândesc.